Bună ziua, dragii mei, eu sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom vorbi despre rafinarea uleiului. Uleiurile obținute de la prese conțin în suspensie, pe lângă substanțe mucilaginoase și alte substanțe străine, substanțe proteice colorate, diferite substanțe cu miros urât. Din cauza acestor substanțe, uleiurile au gust și miros urât, de aceea nu pot fi consumate direct și nu sunt date în comerț decât după ce sufem prealabil o purificare numită rafinare. Această operațiune se poate face în mai multe feluri. Pentru uleiurile industriale, deci acelea care nu servesc în alimentare, rafinarea se face astfel. Se tratează uleiul de la prese cu circa 1% acid sulfuric 66 de grade B, apoi se amestecă bine timp de 45-60 de minute, după care se lasă tot un repaus. Impuritățile în suspensie se vor precipita, se vor depune la fundul vasului, se decantează, se spală ulei cu apă, se lasă în repaus, se decantează, încălzește în vid pentru uscare, după care uleiul este decantat din nou și apoi filtrat. Pentru uleiurile care servesc în alimentare, rafinarea este mai completă. Astfel, prima operațiune pe care o suferă uleiul alimentar este filtrarea, care are ca scop îndepărtarea diferitelor resturi de la semințe, a substanțelor mucilaginoase, coagulate. Înainte de a fi trecute la filtre prese, se adaugă uleiul așa numitul pământ filtrant, un fel de argilă care are scopul de a reține impuritățile. Turtele care rămân de la filtre sunt tratate cu un solvent pentru a se extrage uleiul din ele. De la filtreul este trecut la altă operațiune de purificare numit desmucilaginare și care se poate face pe cale chimică și pe cale fizică. Desmucilaginarea pe cale chimică se poate face în mai multe feluri și anume, fie prin tratarea uleiului cu acid sulfuric, fie prin hidratare, fie prin tratare cu tanina, aluanul, tanații de aluminiu, de fier și de titan. După cum am spus mai sus, desmucilaginarea se mai poate face și pe cale fizică, dar acest mod de desmucilalizare nu este prea folosit în industrie. Procedeele fizice de desmucilajare sunt încălzirea, absorpția și procedeul electric. După desmucilajare urmează operațiunea de neutralizare care se face cu scopul de a neutraliza acizii grași liberi cel mai folosit. Procedeul de neutralizare este tratarea uleiului cu o soluție de hidroxid de sodiu de o anumită concentrație. De asemenea, se mai poate face neutralizarea și cu carbonat de sodiu, hidroxid de calciu. Neutralizarea se face într-un vas cilindric cu fundul conic construit din fier și provăzut cu un agitator. Soluția de neutralizare se aduce cu un turnichet, un fel de morișcă hidraulică. În timpul neutralizării se formează un depozit viscos care se depune la fundul vasului de unde este scos afară. Uleiul liber de acest depozit este trecut la spălare, operațiune care se poate face fie în vasul de neutralizare, fie în aparate speciale. Scopul spălării este de a se îndepărta din uleiul diferite impurități. Depozitul menționat mai sus este trecut la centrifugare pentru a se separa uleiul pe care conține. De la neutralizare, uleiul este trecut la decolorare. Procedeile de colorare sunt destul de numeroase, dar pot fi grupate astfel, procedee fizice și procedee chimice. Procedeele fizice constă în absorbirea materiei colorante cu anumite substanțe, cum este de exemplu pământul de albit negru animal. În acest scop se face filtrarea uleiului prin aceste substanțe. Procedeele chimice constă în oxida sau a reduce substanța colorată. Dintre primele cităm expunerea la soare, la acțiunea razelor ultraviolete, barbotarea de aer sau de aer ozonizat prin tratarea uleiului cu diferiți peroxizi, peroxid de sodiu, apă oxigenată, prin tratarea uleiului cu clor sau amestec de bicarbonat sau pergament de potasiu și acid sulfuric. Dintre procedeile reducătoare cităm tratarea cu hidrosulfil sau bisulfit de sodiu a uleiului. Decolorarea chimică se poate face fie în aparate speciale, fie chiar în aparate în care a avut loc și neutralizare. După ce a fost decolorate, uleiurile sunt trecute la desodorizare, operațiune care are ca scop îndepărtarea din uleiuri a diferitelor substanțe ce împrumută acestuia gust și miros urât. Desodorizarea se face în aparate speciale. Procedeul de desodorizare pot fi împărțit în două grupe, discontinue și continue. Din acest procedeu, desodorizarea se face cu ajutorul abelor spre a încălzi și înviță, deosebesc între ele prin modul de lucru care este arătat prin însuși denumirea lor. În fine, ultima operațiune pentru rafinarea uleiului este refiltrarea, care are ca scop obținerea unui ulei perfect limpede. Această operațiune se poate face și după decolorare, deci înaintea desodorizării, după această operațiune le poate fi dat în comerț. Cu stimă și respect față de persoanele care urmăresc videoclipurile, eu sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai frumoasă, ne vedem data viitoare. Nu uitați să dați like, dislike și dacă v-a plăcut un pic mai mult, dragii mei, vă rog, abonați-vă!